Și acolo venea Țuță. Nu era nici membru, nu era nimic. Tata Iancu, lasă-mă mă, tata Iancu, nu avea el încredere în foarte mulți. Și a zis, domnule, cum să facem să-l ținem și pe Țuța asta țăracul, că el nu era nici membru al fondului, că el nu avea operă scrisă, el era un peripatetician. Da, da. Socratic, și avea operă tipărit. Și să-i dăm ajutor, zicea el. Păi cine-i dacă, dacă chem pe Popescu și zice, uite, îți dau ajutor, nu împrumut. Împrumutul se restituie, dar ajutorul nu. Și zic, uite, dă-i lui Țuțea 2000, ce 4000, că să aibă și el 2000. Păi, domnule, iau eu ajutoare. Și mie îmi dădea 2000 ajutor și îi dădeam lui Țuțea. 2000. Adică știa că nu fac. Și ca mine erau încă vreo 3 sau 4. Eram în care avea încredere că banii pe care ni-i dă nouă ca ajutor ajung la Țuțea ca atare. Că nu putea să-mi dea în fiecare lună ajutor mie. Luna asta îmi dădea mie, luna viitoare mitale. Așa, odată. Și doi, aranjase mânca la cantină, la cantina fondului, și aranjase și cu niște fete de acolo să-i facă și curat două ori pe săptămână, da, nu știu ce. Acasă. Bun. Toți președinții unui scriitor s-au purtat foarte frumos cu el. Da, foarte frumos. Așa. Și Țuțea venea și stătea la un moment dat, acolo venea și unul dintre maiorul Sfinț, maiorul Petru și Pavel, că niciodată nu știam și nici astăzi nu știu care era numele de familie și care era, adică îl chema familia Petru și pe el îl chema Pavel sau familia Pavel și pe el îl chema Petru nume de botă. Care nu venea în uniformă, evident, venea, Achim era șeful lui, el era capitan sau major atunci, Achim mai mamă. Și eu am zis, l-am anunțat așa discret la un moment pe Țuțea, că venea, domnule, să fie atent. Da, bine că venea. Și a doua zi când vede, nu știu, că venea fiecare. Am auzit că ești de la securitate. Foarte bine. Să stai aici, să auzi ce spun, pentru că să aud acolo exact ce am spus, nu prin alte guri. Ăla s-a făcut tricolor și a dat seama că eu i-am spus că cineva cine putea. Și avea următoarea teorie, Țuțea. Domnule, când voi muri eu, după mine rămâne un singur mare naționalist în care să credeți. Și acum avem în panta, Ceaușescu. Nu știa. Jur că e. Prin că am rămas Țuțea am rămas. Da, și a avut dreptate. Și ne făcea, ne ținea teorie și ne spunea, domnule, nu știu eu cât de comunist e el. Domnule, dar ține cu nația asta, să știți de la mine. Ăsta e român adevărat. Ține cu noi. Dom'le, ăia toți se înfloreau, că era de bine. Dar dincolo de asta, el chiar credea în ce spunea. E, destinul a făcut să moară Ceaușescu înaintea lui și el după. Nu știu ce a spus, a venit o dată și a spus. Ați văzut, domnule, era mai mare naționalist ca mine. Că l-a omorât înainte.